Bine v-am găsit, pasionați ai echipamentelor agricole și de construcții, la jurnalul Utilaje TV. În această ediție vorbim despre cel mai nou excavator Hitachi, despre evoluția infrastructurii din Republica Moldova și despre trei noutăți de la Wacker Neuson. Începem cu producătorul japonez Hitachi, care a lansat modelul ZX490LCH7, un excavator nu doar cu nume lung, ci și cu braț lung. Desigur, trăsătura definitorie este alonja brațului, care ajunge la 16 metri. Acest utilaj este ideal pentru lucrări de excavare, pentru dragarea râurilor și lacurilor, pentru decolmatare și taluzare. Datorită proporțiilor brațului și greutății operaționale de 49 de tone, acest excavator poate fi folosit fără probleme și pentru operațiuni de încărcare-descărcare. Hitachi ZX490LCH7 este asamblat în Olanda și este destinat cu precădere pieței europene. Acest excavator este apreciat de operatori pentru controlul pe care îl asigură. În cabină, confortul și siguranța sunt pe primul loc. O trăsătură care va fi apreciată de utilizatori este sincronizarea mișcării scaunului și consolei de bord cu mișcarea excavatorului. Conform producătorului japonez, ZX490LCH7 excelează la capitolele fiabilitate, eficiență și productivitate, calități care garantează costuri reduse de întreținere și profituri în creștere. Am încheiat citatul. Performanțele de top sunt asigurate de un sistem hidraulic nou-nouț, care sporește acuratețea în mișcări și precizia, pe lângă factorul putere. La asemenea caracterizare, ne așteptăm ca Hitachi ZX490LCH7 să ajungă și pe șantierele din Republica Moldova, mai ales că va fi mare nevoie de el acolo. Guvernul țării vecine a anunțat un mega proiect de infrastructură, care include crearea unui nou terminal în aeroportul internațional Chișinău, construirea unei autostrăzi și reabilitarea portului Giurgiulești. Din toate aceste trei planuri îndrăznețe, cel mai important este extinderea aeroportului, întrucât se așteaptă ca numărul de călători să ajungă la 5 milioane pe an, față de 2,3 milioane cât a fost anul trecut. Construirea unui nou terminal este estimată la 200 de milioane de euro. Al doilea proiect în ordinea importanței strategice este construirea autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odessa, așadar un drum de 300 de kilometri care pornește din Republica Moldova și se oprește în Ucraina. Rolul acestei autostrăzi este de a fluidiza traficul, de a îmbunătăți relațiile comerciale dintre cele două țări și de a conecta Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Nu în ultimul rând, reconstruirea portului Giurgiulești are rolul de a crește importanța geopolitică a vecinilor de peste Prut. Încheiem știrile de astăzi cu vești de la Wacker Neuson, un producător german recunoscut pentru utilajele electrice care ies de pe linia de producție. Încărcătorul frontal WL28E este cel mai nou produs din portofoliu, ce se remarcă printr-un timp de lucru mai mare față de modelul anterior și mai multă putere. Performanțe asigurate de noua generație de baterii litiu-ion și de un nou software de management al acestora. Wacker Neuson TH412E este primul stivuitor telescopic electric fabricat de compania germană, așadar o premieră absolută. Acesta ajunge la o înălțime de 4,5 metri și nu este cu nimic mai prejos decât un stivuitor diesel, cel puțin conform inginerilor germani. Stivuitorul TH412E este echipat tot cu o baterie litiu-ion de 96 de volți. Ultima noutate de la Wacker Neuson este damperul
DualView DV45, o adevărată inovație în domeniu. Cabina se rotește la 180 de grade la o simplă apăsare de buton pentru a-i conferi operatorului vizibilitate deplină. Iar cu această ultimă inovație din lumea utilajelor, punem punct știrilor de astăzi. Până data viitoare, să auzim numai de bine!